vrei de frate? Frate de cui? Păi de cui? Deci la tine la fel. Păi cine vine, vine. Înseamnă frate, nu. Perechea să știi de fără, eu sau tu. Cam fiul ăla, mă, uite. Ăsta-i pedigreul lui? Frumos. De la locul 1, finală locul 1. Frumos. Golden Pigeon. Frumos. Ce faceți, domnului, că vă salutăm? Prezent aici? Bine, uite, am înțeles că ați venit cu buzunarele goale. Vreți să plecați cu premiul cel mare, nu? Da! Cum a mers 2017? Super, nu? Da! Hai că sunteți bine, foarte bine chiar, nu? Lăsați modestia deoparte. E bine. E bine, nu? Sigur. După... Am și investit. Rezultatele se văd... Da, și ce e frumos, pentru că rezultatele au fost nu numai anul ăsta, au fost și în anii precedenți. Pe mai multe columbodrome. Al treilea an care avem rezultate... Loviți bine. Da. În primii trei la finală, de da. Trei ani de zile. Da, acum trei ani loc 1 și 3 semifinală. Acum doi ani locul 2 și locul 2 as. Anul ăsta locul 2 semifinală, locul 1 finală, locul 1 as. Frumos. Cam tot și la semifinală, da, și finală și azi. Muncă. Este bine, multă muncă atunci când vă formați perechile și, da. Și investiți în ei. Da, exact. Începând din ianuarie. Ca să iasă ceva ca lumea. Începând din ianuarie. Da, aici la Curabia mi-am pus toate speranțele începând, au fost primii pui aduși aici. Primii, nu? Primii pui, da. A fost primul columbodrom în care am... Primii pui aici au fost aduși. Au fost primii pui aduși în acest columbodrom. Frumos. Acum cum stați anul ăsta? Da, sunt doi frați de cuib. Mai aveți doi frați? Da. Doi frați, amândoi activați. Sunt în jur de 40 de porumbei activați. Acum cine... Numericul cât a fost la start acum în finală? În jur de cât știți? Câți au fost îmbarcați? 207. Da. Porumbei rămași din 1800. Da. Au fost etape dificile, am înțeles, anul ăsta. Da, foarte dificile. Și semifinala, am înțeles că a fost o etapă grea. Da, și înainte am la etapa 4-a locul 1, am avut locul 1, locul 2 azi, speed, după 4 etape. La prima etapă, la primul hotspot, locul 1, hotspot. Bun. După 7 etape de antrenament, locul 1, am avut locul 1 după 7, la etapa 7, am avut locul 1 azi după 7 etape. Deci, sunt foarte mulțumit. Sunteți îndrătățit astăzi ca să... Deci, eu aștept că am 3 cupe de luat aici. La finală lasă și alții. Nu e nimic de lăsat aici. Trebuie să plecați cu ceva de la București și astăzi. Da, nu. Suntem... Nu, dar prietenii de aici de la masă trebuie cinstiți și ei. Și... Da, deci din punctul de vedere totul este gratis. Felicitări pentru tot ce ați obținut și în 2017, domnul Duică. Mult succes și în campionat, da. V-ați mișcat bine. Un fiu din campionul meu care a fost în 2015 locul național de mifon, un fiu din el acum foarte bine, are 4 locuri de 1. Vedem ce va fi, încă n-au ieșit centralizările, nu? Centralizările. Da. Suntem și la AS, și la viteză, și la demifon. Ce vă place mai mult, adică, da? Da, astea trei categorii. Deci anul ăsta a fost foarte bun. O să vă văd la festivitatea de premieră din noiembrie de la București, din nou de pe podium, nu? Sigur, da, cu siguranță, nu? Avem vă mulțumesc mult, domnul Duică. Baftă mult în continuare, vă doresc. La toți participanții, toți colegii. Dar să vină după dumneavoastră, dacă se poate, nu? Da, e... Top 10 e important acolo. Exact. Baftă multă, numai bine. Numai bine.